Valoarea prejudiciilor a copacilor tăiați ilegal în toată țara a ajuns la sute de mii de lei. An de an, tot mai mulți copaci sunt tăiați ilegal. Conform datelor statistice, în 2011, cele mai multe tăieri ilicite au avut loc în raionul Glodeni. Pădurile Moldovei, dar și ariile protejate, se micșorează pe an ce trece. Doar în anul 2010 s-au tăiat în total peste 3800 de metri cubi de masă lemnoasă, iar prejudiciul a fost de 675 de mii lei. În 2011 s-au furat aproape 4400 de metri cubi de masă lemnoasă, iar prejudiciul fiind de 670 de mii de lei. Oamenii însă se plâng că nu au bani și totul este foarte scump. Я покупаю дрова, да, сухую породу, твердую породу покупаю и как можем, сколько есть денег, столько и используем дров. Наконец пришла зима. Слушай, ну, с одной стороны, это радость, а с другой стороны, кое для кого может и горе, потому что, знаете, ну, люди бедные, и чем-то топиться надо, и не у всех хватает немножко денежек. Conform datelor statistice, în 2010, cele mai multe tăieri ilicite au avut loc la Edeneț, Călăraș, Glodeni, Orhei. De la începutul anului, Inspectoratul Ecologic Glodeni are deja depistate cazuri de tăieri ilicite. Împreună cu reprezentanții Comisariatului de Poliție, de la reprezentanții Ocolul Silvic, rezervația Pădurea Domnească, au fost depistate la 10 cazuri de tăieri ilicite arborilor, în special în fâșiile de protecție ale primăriilor, în fondul forestier, de asemenea pe marginea autostrăzilor. În rezultatul cărora au fost întocmite 10 procese verbale și au fost amendați cetățenii cu suma conform Codului Contravențional al Republicii Moldova, care prevede amendă de la 800 la 1000 de lei. Oficialii de la Mulțilva spun că pregătesc o nouă redacție a Codului Silvic, ce-i drept acesta va putea intra în vigoare abia peste 2 ani.